Dragi mitologi, întrerupem programul obișnuit pentru cea mai tare știre a anului. Pregătiți-vă topoarele de luptă. Mergem la vânătoare cu vikingii. După atâtea zvonuri, dar și după primul trailer, avem în sfârșit confirmarea oficială. Assassin's Creed Valhalla va fi publicat oficial pe 17 noiembrie 2020, cum ar zice Veorica. Este al 12-lea joc din ramura principală publicat de Ubisoft Montreal și alte 14 studiouri, iar voi vedeți acum imagini în premieră chiar din joc. Mai mult, este a 22-a lansare din seria Assassin's Creed. Cu o acțiune ce se petrece în anul 873 după Hristos, jocul prezintă o istorie alternativă a invaziei vikinge în Britania, adică Anglia de astăzi. Jucătorul îl controlează pe Elvor, un luptător viking care ajunge în mijlocul conflictului dintre frăția asasinilor și ordinul templierilor. Jocul, programat pentru consolele actuale, va fi disponibil și pentru Xbox Seria X și PlayStation 5. Însă cu toții ne întrebăm cu ce va fi diferit acest Assassin's Creed față de celelalte. Ei bine, pentru prima oară vom avea scene gay între bărbați, dar și între femei, multe bătălii de cucerire, dar și mult sânge și topoare. Zici că băieții ăștia de la Ubisoft s-au prins că mă uit la vikingii și îmi place. Așa că au zis, hai să-i dăm vikingii lui ăsta micu. Și ne-am apucat de treabă. Veți vedea în avanpremieră niște imagini senzaționale. Așadar, după ce am așteptat încă din ianuarie, pot ieși în față să vă povestesc despre ce este vorba în cel mai nou joc din seria deja celebră a producătorului francez. Trebuie să menționez încă de pe acum câteva lucruri. În primul rând, nu am cum să mă leg de poveste prea mult, deoarece suntem aruncați undeva la jumătatea jocului și, în plus, anumite aspecte legate de gameplay sunt încă în lucru. Așadar, lucrurile s-ar putea modifica până în momentul lansării și putem avea surprize. Se pare că mulți dintre noi sunt de acord că vikingii sunt bineveniți în această serie. Hai să fim serioși, până la urmă toți adorăm mitologia vikingă. Însă, credem că ucid seria Assassin's Creed într-un fel. Dar asta, cred că e ok până la urmă. Când am văzut pentru prima oară imagini din Assassin's Creed Valhalla, am sărit la concluzii. Am crezut că vor transforma vikingii ăia înalți și musculoși în niște luptători mititei care folosesc stealth și lame ascunse. Însă, nu-i deloc așa. Jocul ăsta genial a venit ca un imens topor peste moaca mea când am văzut cât de visceral și dur a devenit Assassin's Creed. Asta duce însă la o îndepărtare și mai mare de serie, unde Origins și Odyssey încă mai mergeau în contextul poveștii originale, Valhalla s-a urcat pe un vas viking și s-a dus la dracu praznic. Iar ăsta cred că e un lucru bun, pentru că ultimele două jocuri din serie au fost primite relativ bine de gameri, chiar dacă nu mai erau atât de ancorate în toată povestea cu Mărul Edenului și Templierii. La fel ca și precedentele două titluri, Assassin's Creed Valhalla rămâne fidel direcției RPG. Încă poți să îți îmbunătățești armele și armura, poți să colecționezi și să vinzi obiecte sau să evoluezi folosind anumite skill-uri. Însă pe noi ne interesează partea de gameplay și ce aduce nou. Pentru că vikingii sunt adesea asociați cu imaginea unui câmp de luptă plin de cadavre și topoare peste tot. Iar în Assassin's Creed Valhalla, fix asta se va întâmpla. Jocul te transformă într-un nordic bărbos și îți dă un topor și un scut de lemn. De aici e alegerea ta ce vrei să folosești. Ai topoare mai mari decât tine, ai arme dure precum un fel de lanț cu două ghiulele în capăt, furci și alte topoare, desigur. Și ați înțeles, m-a luat puțin valul, îmi plac topoarele. Nu vă faceți griji însă, stilul ăla perfid și ticălos de asasin din umbră rămâne valabil în continuare, pentru că totuși, hai să fim serioși, el a consacrat seria. Însă ăștia nu te obligă să mergi tiptil pe burtă și să te furișezi. Nu frate, ăștia îți dau topor. Și dacă nu îți convine până la urmă, îți poți chema băieții bărboși, luați barca, cântați un cântec haiducesc și mătrășiți o legiune de luptători care sunt de partea antagonistului din joc. Toată lumea primește ce-și dorește. În joc vor exista atât momente feerice când te plimbi cu calul de nebun pe pajiști și privești la apusul de soare, dar și momente brutale și bătălii îngrozitoare. Desigur, nu vă gândiți că vikingii ăștia au venit în Anglia ca să facă scandal și să pângărească satele locuite de oameni liniștiți. Povestea ne prezintă niște vikingi care încearcă să protejeze fix acei oameni liniștiți și să coexiste alături de ei. Între timp, ceva s-a întâmplat și începe teroarea.
De asemenea, lumea construită în joc pare foarte interesantă, originală și foarte vie. De asemenea, există și alte mini-jocuri în joc, o temă recurentă în jocurile lansate de Ubisoft în 2020. Ai concursuri de băut bere, la ăștia clar ne băgăm, tir cu arcul, side quest-uri pentru săteni și o mulțime de alte distrageri care îți vor lungi și mai mult perioada petrecută în Assassin's Creed Valhalla. Iar dacă nu-ți convine, poți oricând să vânezi sau să dai în cap la alții. Pe lângă toate aceste concursuri și jocuri, vom mai avea ocazia și să ne plimbăm cu barca, fie pentru vânat, pescuit, lupte ușoare cu alți vikingi, dar și flitting, un concept nou, un fel de provocare pe care Ubisoft a descris-o ca fiind precursorul rap battle-urilor moderne. Mai mult, pe lângă conquest-uri, vom avea și așezări, care se vor întoarce, absente fiind din serie încă de la Assassin's Creed 4, Black Flag. La final, chiar dacă vi se pare că Assassin's Creed Valhalla face parte din aceeași franciză și din aceeași serie, nu se aseamănă chiar atât de mult. La port și grai poate, mai ales că grafica seamănă mult cu jocul precedent, însă gameplay-ul a fost modificat masiv de această dată grație protagoniștilor vikingi pe care este pus accentul. Iar eu unul, de-abia aștept să arunc cu topoare și abia aștept să-mi infig sulița în primul dușman care îmi sare în cale. Îmi place că abordarea stealth a rămas încă o variantă, însă nu este una atât de importantă ca și jocurile precedente ale seriei. Nu-ți zice nimeni să mergi pe burtă și să-ți ții gura. Nu, frate, ăștia îți dau topor. Cred că lucrul care mi-a rămas cel mai bine întipărit în minte după sesiunea de demo a jocului a fost sistemul nou de lupte. Ubisoft a reușit să găsească un balans bun între fluiditatea personajelor și brutalitatea specifică luptătorilor nordici. Astfel, vei arunca cu topoare în adversari, îi vei placa în mijlocul câmpului de luptă și ocazional vei da trigger. Dacă v-a plăcut acest episod, like și subscribe paginii noastre Mitologica.